În ziua alegerilor ai ceva de reproșat. Nu. Procedurile de alegeri sau procesul de alegeri nu am nimic de reproșat, aștept și eu rezultatele. Aha, cu minte. Cu minte, da, deci o să mă duc biseară la Comisia Electorală de Circunscripție, pe circunscripția 50, și o să aștept rezultatele votului. Însă zilele acestea, chiar ieri, parcă, soția mea a prezentat, mi-au trimis cei de la Curtea Supremă de Justiție, încheierea lor, doamna președinte Colegiului Civil Contencios Comercial și Contencios Administrativ a Curții Supreme, doamna Vieva, a semnat scrisoarea, mi-a trimis scrisoarea, a anexat încheierea colegilor ei, semnată de, iată să-i numesc, aici scrie doamna Ala Cobăneanu, doamna Svetlana Fistican și domnul Dumitru Mardar. Pe data de 9 octombrie au emis o încheiere prin care au declarat inadmisibilă cerere de revizuire a acționarilor S.A. Gemeni, pentru care și eu am semnat această cerere, deoarece ei consideră că a fost depusă ilegal. Și cel mai interesant este că ei în această încheiere scriu la, iată, la alineatul, ultima alineat de la pagina 6, scriu astfel, din considerentele menționate și având în vedere că faptul că instanța nu este competentă de a examina cererea de revizuire. Adică dar poate nu trebuie să dai la Curtea Supremă, la apel să revizuiești, de exemplu. Păi spun așa, că eu nu trebuia să dau la Curtea, da, Supremă, că nu-i de competența lor. Să revizuiască, că e instanțele, da? De fond, cumva. Nu, dar ei examinează cererea mea de revizuire și o declară inadmisibilă, înțeleg? Adică chiar dacă erau incompetenți într-o așa ceva. Chiar dacă nu puteau să o examineze și paradox. Nu țin de competența lor, da. Dar nu poți contesta asta nicăieri. Și cel mai important, dacă încheierea aceasta este irevocabilă, nu poate fi atacată. Adică, și cel mai interesant este că băieții și-au făcut ei singuri modificarea respectivă lege. Toate încheierile sunt atacabile cu recurs, în afară de cele a Curții Supreme de Justiție. Care paradox? Pe unde se mai adresez? Ca alta superioară? Ei asta au făcut intenționat. Au examinat o cerere de revizuire, pe care ei singuri spun că nu este de competența lor, dar au declarat-o inadmisibil ca eu să nu pot pe departe să atac și să nu mă pot adresa în alte instanțe de judecat. Că orice instanță de judecat, că zic că cererea ta de revizuire s-a expus Curtea Supremă de Justiție, pe nu anulăm încheierea asta, deci nu putem face nimic. Dar de unde o știi judecătoria cu tare sau curtea de apel că eu te-ai adresat la Curtea Supremă? Eu o să fac cerere de revizuire. Dar ei, conform articolul 44 a codului de procedură civilă, erau obligați că dacă consideră că nu e de competența lor, să trimită altă instanță. Și ei singuri trebuiau să îmi spui mie care instanță este competent să examineze. Așa e normal într-un stat civilizat. Dar când avem de furcă, cu ăștia judecători care au fost tot timpul slujile lui Voronin și Plohotniu, au făcut așa că și cum a procedat și agentul guvernamental și ministrul de justiție, ca să acopere ilegalitățile, au făcut tot ca să acopere ilegalitățile de la S.A. Gemeni în prezent care se petrec. Adică blocul comercial de la Gemeni este pus în gaj la Banca Agroind Bank pentru un credit de 12 milioane de euro, cu care s-a procurat o cotă parte dintr-o firmă care de la aeroport au procurat capitalul social al acestei firme de 6 milioane de lei. Și iată, creditul ăsta a fost absolut ilegal acordat, absolut ilegal alocat, cerut de o către adunarea generală, în principiu, a fost dominată de o persoană, unui care Serghei Uscov. Este proces verbal din 21 ianuarie. Dar ta acolo ai numai o acțiune acum, sau cum ești participant? Da, ei astăzi am o acțiune, dar în realitate eu am 48.000 de acțiuni, adică am avut. Că ei au schimbat asta tot. În procente acum. Cât este? Da, 7% undeva, mai mult de 7%. Și acolo noi suntem, la CEDO am ajuns 4 persoane care au 33% din acțiuni, dacă nu 34%. Și ei astăzi ne-au blocat, asta a fost special. Există
legende că judecătorii au primit mită pentru la gemeni acolo circulă, dar și în principiu această legendă înseamnă să fie adevărat că ei au luat o decizie absolut ilegală, însă contradictorie în conținutul ei. Și de ce eu vreau să atenționez cât mai repede opinia publică, pentru că după săptămâna aceasta eu cred că o să depun o cerere de revizuire la instanța de fond, la jucătorie centru sau încă o să vedem care judecătorii cam o examinează. Plohotniuc a făcut niște reforme că nu te duc mințele în general, nu înțelegi ce să faci și sau la curte, și la curte de apel Chișinău. Și o să vedem tot una, problema constă în aceea că tot una cerere de revizuire a mea, chiar dacă va fi respins, tot una va ajunge la judecătorii Curții Supreme de Justiție. Eu o să văd atunci ce o să zic ei. Când vor, ceilalte judecăți îmi vor respinge și ei vor trebui să examineze recursul meu, dar poate și acest recurs nu va putea fi, nu va putea ajunge, deci o să vedem. Ei au făcut special asta. Dar cereri de revizuire doar poți face oricâte dacă îți apar motive noi, nu, apar marturi noi, probe noi, nu? Mai este o problemă, că eu pot să o fac numai în anumit termen. În termenul care mi-a fost acordat de CEDO pentru soluționarea mea la litigiul. Și aici termenul ăsta a trecut și ei tare bine înțeleg, aceasta m-au făcut să blocheze. De ce înseamnă aceasta? În principiu, eu o să, când o să informez CEDO despre acțiunile guvernării actuale a Republicii Moldova, o să mi expun pozițiile, inclusiv și asupra închierii acestea și asupra acțiunilor Ministerului Justiției și agentul guvernat al Republicii Moldova. Printre altele, mâine am audiență la doamna Ministru de Justiție să vedem ce o să spună ei, de ce ei atât de ilegal au acționat, pentru că ei n-au făcut nimic să îndeplinească indicațiile CEDO și deci Republica Moldova, mai devreme sau mai târziu, CEDO deci ne-a dat termenul pentru soluționarea amiabilă a conflictului, termenul a expirat. Deci, dar procesul la CEDO continuă și mai devreme sau mai târziu, Republica Moldova va trebui să răspundă pentru ilegalitățile judecătorilor care au făcut totul ca acționarii gemeni să nu poată să-și apere drepturile, deci și până la urmă, nu știi ce va fi, dar totuși actualii conducători ai Ministerului Justiției, agentul guvernamental, Ministrul Justiției și prim-ministru, pentru că guvernul va răspunde în fața CEDO pentru toate legalitățile, vor trebui poate să răspundă și ei mai devreme sau mai târziu. Eu am așteptat 7 ani de zile, iată, CEDO a ținut dosarul ăsta 7 ani de zile. După ce a plecat Plohotniuc, s-au trezit acolo și peste 10 zile mi-au trimis documentul respectiv. Mai așteptăm vreo 7 ani, poate. Cine o să răspundă, domnii judecători aceștia, cred că de grabă vor să ducă la pensie, au o vârstă destul de onorată și poate au luat și niște bani ca să nu rămână săraci, să trăiască pe pensia lor care o primeau în timp apropiat, dar poate mai speră că să mai fie în funcție. E greu de înțeles această încheiere a Curții Supreme de Justiție. Este o mare rușine pentru ei, în primul rând. Și eu o să o public pe internet, toate. O să fac proteste și de mâine, iată, cam în toată ziua o să ies cerând demisia agentului guvernamental și poate o să cer și demisia acestor judecători. Dar sper că ei singuri își vor da demisia de grabă. Mulțumesc pentru atenție!